Bună seara și bine v-a regăsit pe canalul meu de YouTube, sunt Nicu și astăzi vă voi arăta un simplu experiment despre dioda electroluminescentă și anume dioda LED, pe care cu toții o cunoaștem. Este vorba de aceste LED-uri utilizate peste tot în aparatura electronică sau de natură electrică. Și anume vom vorbi exact despre simplitatea cu care aceste diode electroluminescente pot produce curent electric sub acțiunea energiei luminoase, sub acțiunea luminii și implicit a luminii solare. Bineînțeles că avem nevoie de LED-uri de diametru mai mare, cu acea pastilă internă de siliciu care să aibă o suprafață cât mai mare. Deci la fel ca la celulele solare, aceste diode electroluminescente pot produce energie electrică reversibil faptului că ele, în cazul în care sunt alimentate cu energie electrică, produc însă și ele lumină vizibilă. Acesta este un LED de culoare roșie. Să-l alimentăm să vedem cum se aprinde. Este un LED de culoare roșie. Acest LED. Și l-am alimentat cu tensiunea de 2,2 V. LED-urile roșii au o luminozitate, produc lumină în intervalul 1,8-2,2 V. Deci, după cum vedem, acest LED este un LED de 10 mm care are lumină roșie. În acest caz, alimentat de la un generator, de la o sursă de curent electric, avem pe acest LED avem o lumină roșie. Dar haideți să vedem când îl racordăm la un aparat de măsură, la un voltmetru de curent continuu, dat pe o scală, bineînțeles, pe o scală mică. Deci, după cum vedem, acest LED produce energie electrică deja. Produce aproximativ, după cum vedem, aproximativ 1,36, chiar 1,4 V, dacă este orientat bine spre lampă. Și aproape cât o baterie de 1,5 V, deci vă dați seama. Au o luminozitate, un raport de conversie foarte ridicat al luminii. Deci practic o eficacitate mare. Conectând mai multe LED-uri, bineînțeles, în serie sau în serie și în paralel, în conexiune mixtă, putem să reușim să obținem echivalentul unei celule solare sau unui panou solar. După cum vedem. Haideți să-i facem o probă și cu lanterna, pentru că trebuie să-i dăm un flux de energie mai mare. Hai să vedem și cu lanterna. Această lanternă este o lanternă care are aproximativ 150 de lumeni, deci dacă ne gândim că soarele într-o zi destul de însorită are aproximativ 1500 de lumeni până la 2500 de lumeni, deci această lanternă are o luminozitate cam de 1 pe 10, 1 pe 15 din luminozitatea soarelui. Să vedem ce tensiune produce. 1,53 V. Incredibil, deci are o tensiune destul de mare, deci practic cu două LED-uri de acest fel, legate în serie, putem să aprindem alt LED. Bineînțeles că restul de energie se pierde. Ca să obținem cu un LED de putere, să zicem, cât are această lanternă, are un LED de 3 W. Dacă producem cu 3 W lumină cât să alimentăm un LED, trebuie să aflăm curentul care îl debitează. Vom testa
curentul de scurt circuit care îl are acest LED. Și acest LED îl conectăm la miliamper-metru. Să vedem ce curent de scurt circuit produce el. Dăm multimetru pe scala de miliamper metru. Vedem o sursă de lumină, lanterna. Și are un curent destul de mare, deci un curent de scurt circuit destul de mare cu care putem să alimentăm un consumator care poate să debiteze o putere semnificativă. Ce are ceva de ordinul 0,01 miliamperi, deci asta ar însemna cam, să vedem scala miliamperi-metrului, pe 2 miliamperi. Deci ar avea în jurul valorii, zicem, în jurul valorii de 8 miliamperi. Da, 8 miliamperi. Orientând mai bine lanterna, obținem chiar 10 miliamperi. Ce este un raport destul de bun de conversie a luminii. Și după cum spuneam, conectând mai multe LED-uri de acest fel sau echivalente, LED-uri cât mai mari, putem să obținem echivalentul, chiar puterea, chiar semnificativ mai mare decât a unei celule solare, pentru că sunt celule solare care au undeva eficacitate ceva mai mică, eficacitate mică și în viitor aceste diode electroluminescente s-ar putea să depășească pe undeva, ceea ce nu este prea probabil, dar la nivel teoretic s-ar putea să depășească undeva caracteristicile unei celule solare mai ieftine, mai low cost sau de calitate mai inferioară. Sper că acest material v-a satisfăcut pofta de cunoștințe sau cel puțin v-a îmbunătățit cultura generală sau v-a făcut plăcere și ne revedem în materialele următoare pentru a mai discuta despre simple experimente sau experimente mai complexe despre surse de energie, montaje electronice și nu în ultimul rând amplificatoare audio sau diverse aplicații în electrotehnică și electronică. Nu uitați, dacă aveți plăcerea, să-mi dați eventual un subscribe sau un măcar un like la canalul meu, mă ajută foarte mult la promovare. Și acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună în continuare. Numai bine, spor.